Bună! Sunt Delia Pope și am revenit cu un nou filmuleț din seria celor despre cum să fac să mi se împlinească dorința acum, atunci când mi-o doresc. Aceasta pare să fie întrebarea supremă. Pentru că toată lumea înțelege, toată lumea, foarte multă lume, mai ales cei care sunt preocupați de dezvoltare personală și studiază și merg la cursuri, merg la conferințe, seminarii, foarte, foarte, foarte mulți, dacă nu chiar toți, și chiar și cei care nu merg, chiar și ei înțeleg asta, foarte mulți dintre ei, înțeleg cum funcționează legile Universului, cum funcționează, cam despre ce este vorba cu legea atracției, cu vibrația, cu frecvențele, cu atragi la ceea ce gândești, lucrurile la care te gândești, despre care vorbești și așa mai departe. Foarte multă lume înțelege asta, numai că foarte multă lume se oprește aici pentru că nu înțelege de ce nu este de ajuns doar să-mi doresc. Și nu se poate întâmpla așa. Dacă voi aveți dreptate, voi ăștia care spuneți că, wow, e tot o energie și așa, și că atragi chestiile astea, de ce nu le atrag mai repede? De ce trebuie să aștept 1000 de ani până când se întâmplă? Și poate că chiar de multe ori aștept și nu se întâmplă. Ok, întrebarea supremă. Revin cu întrebarea supremă. Și în filmulețul anterior citisem un mesaj din Învățăturile zilnice unde se vorbea despre povestea pe care ne-o creiem noi înșine, despre ceea ce suntem, cum suntem, ce putem, ce nu putem, ce știm, ce există, cum stau lucrurile. Și creăm o poveste tot timpul prin lucrurile pe care ni le spunem, pe care ni le repetăm. Imaginile pe care le vedem în mintea noastră, scenariile pe care le retrăim, creăm o poveste. Și mai spuneam eu la sfârșitul videoclipului anterior că voi, ceva de genul, dacă voi ăștia, de ce nu se întâmplă, de ce nu se întâmplă toate lucrurile pe care mi le doresc, de ce nu se întâmplă atunci când mi le doresc, nu se manifestă așa, atunci, în secunda aceea, magic, așa, de ce? Pentru că mai ales că voi spuneți că nu există prezent, trecut, viitor, că totul se întâmplă în același timp. Că totul care a fost creat, care va fi creat, care este creat, totul este în același timp. Este deja aici. Deci, și ceea ce îmi doresc eu este deja aici. Aici unde? Că nu, banii nu sunt în portofel. Și eu am creat banii și ei sunt aici, dar nu sunt aici. Ei bine, dragii mei, am revenit cu puține lămuriri în acest episod. Și aș vrea să vă arăt un lucru. Stăteam și puțin și mă gândeam cum să desenez asta. Mie îmi place cu desenatul. În ultima vreme îmi place să desenez. Și hai să desenăm un pic. Hai să vedem. Ok, vedem tabla. Bun, și o să iau creta galbenă. Nu știu, așa mă inspiră galben în momentul acesta. Vorbim de prezent. Și eu îmi spun acum, eu sunt asta și vibrez. Eu vibrez acum și mă înscriu pe frecvența banilor. Că vorbeam, ok, exemplul sau light motivul tuturor discuțiilor sau majorității discuțiilor oamenilor din vremea noastră, contemporană, se reduce, începe, se termină și continuă cu bani. Și
provocările legate de bani. Ok? Ok. Și de ce eu sunt pe frecvența bani? Pentru că mă înscriu pe frecvența asta pentru că îmi doresc foarte mult și mă gândesc la ei. Îmi creez o imagine mentală, legată de bani. Și cum va fi când voi avea banii în aceea pe care mi-i doresc în portofel sau în conturile bancare sau așa. Și eu sunt pe frecvența aceasta, pe frecvența banilor. Și atunci tu, întrebarea este de ce nu vin acum? De ce nu sunt acum? De ce nu sunt acum? Și răspunsul este foarte simplu. Și de ce sunt în viitor? Pentru că banii pe care îi ai acum, sau orice circumstanță în care ești tu acum, vine din trecutul tău. E tu în trecut, la te, tu în trecut aveai o altă poveste legată de bani. Atunci, care atunci poate să fie acum o lună, acum un an, acum 50 de ani, când erai copil, nu știu. Ok? Și atunci tu aveai, tu erai ăsta și erai pe o altă vibrație. Erai pe o altă vibrație care probabil că nu avea nicio legătură cu banii. Sau dacă avea legătură cu banii, era o vibrație negativă în ceea ce privește banii. Și tu acum ești într-o vibrație pozitivă în ce privește banii. Și de ce, dacă totul se întâmplă în același timp, de ce nu ai banii acum? Pentru că dacă totul se întâmplă în același timp, atunci tu trăiești trecutul acum. Dar o să mă întrebi, dar de ce nu trăiesc și prezentul acum? Când sunt pe vibrația pozitivă. Ok? Acum mai există și viitorul. În viitor, care va fi tot atunci, dar în viitor, pe ce frecvență te vei afla? Tu cum te vezi? Cum te vezi? Te vezi într-adevăr petrecându-ți vacanța pe un iaht privat pe care visezi de ceva timp să mergi? Te vezi într-adevăr având acei bani pe care ți-i dorești în portofel? Pe ce vibrație te vezi fiind și te simți atunci, la viitor? Pe ce vibrație? Dacă cumva ai și cea mai mică senzație și cea mai mică cuantă de vibrație în legătură cu viitorul tău că va fi negativ, și mă refer la cea mai mică, mă refer la cuante, adică subparticulelor care nici măcar nu pot fi măsurate. Ok? Dacă tu ai cea mai mică, gândește-te, sunt două coordonate pe frecvență negativă și una singură, dacă o fi și aceea, că de multe ori ți se pare că e și nu e, și probabil că o să mă întreb, păi și cum fac să știu că e sau nu e?
Asta o să fie în episodul următor. Așa. Ei bine, dacă tu ai două vibrații negative și una pozitive. 2 egal minus, una egal plus. Care crezi că este mai puternică? Vibrația negativă sau pozitivă? Mi se pare că 2 e mai mare ca 1. Așa că ăsta ar fi răspunsul tău. Asta ar fi răspunsul tău. Mi-a făcut plăcere să încerc să explic asta. Cred că mai mult mi-am explicat-o mie. Aveam eu nevoie de explicația asta decât voi. Dar dacă v-a ajutat cu ceva, chiar mă voi simți extraordinar să aflu că v-a ajutat. Și videoclipul meu a durat extrem de mult, 11 minute. Vă pup! Pa, pa!